Toată această perioadă este presărată cu chipuri duhovnicești. Poate că unii ar avea impresia că e vorba doar de niște comemorări. Biserica face niște comemorări în toată această perioadă. Poate că și acest aspect este adevărat, însă e ceva mai profund în spate. Ne amintim că săptămâna trecută, în Duminica Ortodoxiei, am prăznuit icoanele. Și victoria creștinătății ortodoxe asupra ereziilor prin icoane, arătând că Dumnezeu se arată în icoană. Că Dumnezeu se arată în primul rând prin Scriptură, în cuvântul Lui, dar se arată și în icoană. Și vedem acest chip al lui Dumnezeu în icoană. Când ne uităm la o icoană, ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aceasta spune foarte mult și despre modalitatea noastră de a ne raporta la Dumnezeu și de a ne întâlni cu El. În același timp, atunci când ne uităm la o icoană, în afara chipului pe care îl vedem acolo, vedem și această aură, această lumină. Și despre această lumină este vorba în această a doua duminică a Postului Mare, în care îl amintim și pe Sfântul Grigorie Palama, pentru că el este teologul luminii necreate. Și Sfinții Părinți au considerat de folos ca în continuarea acestei comemorări și cinstirea icoanelor, să-l comemorăm și pe Sfântul Grigorie Palama, ca cel care arată că Dumnezeu ne vorbește din icoană, dar în același timp Dumnezeu este și lumină. Este lumină necreată și în lumină noi îl găsim pe Dumnezeu. Cumva aceasta este legătura și acesta este motivul pentru care această a doua duminică este dedicată Sfântului Grigorie Palama. Cumva e o legătură între cele două duminici și de altfel este o legătură între toate duminicile, așa cum aminteați, între toate duminicile din acest post. Părinte, Sfântul Ierar Grigorie Palama este teologul luminii necreate, așa cum foarte frumos a spus mai devreme, și întotdeauna când vorbim despre sfinți, când vorbim despre cei care au ajuns să cunoască această lumină necreată, să trăiască în Duhul rugăciunii, în Duhul lui Dumnezeu, ne gândim că ei au fost niște oameni supranaturali, că au fost niște supra-oameni care așa s-au născut, așa au fost ei. Însă, dacă ne uităm în viețile sfinților, o să vedem că și ei au fost oameni ca și noi, că au avut încercări ca și noi, dar că au avut alte preocupări, că au fost preocupați mai mult de lucrurile esențiale. Poate fi această duminică din Postul cel Mare, o duminică în care să ne adâncim mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu și dacă, da, în ce fel am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cum am putea noi să descoperim această lumină necreată? Mai poate omul contemporan să ajungă la această trăire și această unire cu Dumnezeu? Ați sesizat foarte bine că Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Sfinții pășesc și merg împreună cu Dumnezeu. Da? Noi suntem, am zis, pe o cale apostolului și sfințenia este o formă de a rămâne în preajma lui Dumnezeu. De fapt, asta au făcut Sfinții. Sfinții au fost niște oameni care au avut și ei neputințele lor, dar care și-au păstrat această convingere că în viața creștină trebuie să ai întotdeauna conștiința că trebuie să mergi împreună cu Dumnezeu, să păstrezi contactul cu El și să-L cauți mereu pe El. Și în duminica aceasta căutăm această regăsire a lui Dumnezeu și această rămânere în contact cu El. Aminteam despre icoană și despre ceea ce privim și că atunci când ne uităm la icoană, deși de foarte multe ori avem impresia că noi suntem cei care vorbim lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne vorbește din icoană. Și ne arată în icoană ceea ce trebuia să fim și n-am fost și am pierdut odată cu plecarea părinților noștri, Adam și Eva, din Rai, și în același timp ceea ce trebuie să fim. Văzând chipul Mântuitorului Iisus Hristos sau al Maicii Domnului icoană, înțelegem ceea ce înțelegeau și Sfinții și ceea ce a văzut și Sfântul Grigorie Palama. Și anume că, raportându-ne la Dumnezeu, rămânând în preajma Lui, păstrând relația cu El prin rugăciune, noi redevenim ceea ce am fost creați să fim, chipuri ale Lui Dumnezeu. Iar pe chip se vede și lumina. Din chip izvorăște lumina. Și atunci, cred că și acesta este un alt rost al existenței acestei duminici,
chiar la începutul postului, de a ne arăta că suntem ceea ce privim, suntem ceea ce mâncăm, nu? Că tot suntem în post, suntem ceea ce vorbim. Dacă vom privi lumină, vom deveni și noi lumină. Dacă vom privi la icoană și la chipul din icoană, vom deveni și noi, la rândul nostru, icoane sau chipuri ale lui Dumnezeu în această lume. Sfinții au reușit acest lucru, nu pentru că au avut, sau poate pentru că au avut și o viață deosebită, și cu siguranță au avut o viață deosebită, dar este această hotărâre a lor de a rămâne pe acest traseu, de a rămâne alături de Dumnezeu. Câteodată avem impresia, când citim viețile Sfinților și poate când citim și viața Sfântului Grigorie Palama și aflăm despre el că a fost monah, a fost un rugător deosebit, a fost un foarte bun apologet, a fost arhiepiscop al Tesalonicului. În același timp, aflăm despre el și despre alți sfinți, citind despre ei, avem impresia că e foarte greu să punem în practică ceea ce au făcut ei. Cumva, viața lor pune destulă presiune pe viața noastră și realizăm că poate la asemenea lupte ascetice nu ne putem înscrie și noi. Dar poate că mai important decât aceasta, citind viața lor, putem înțelege că trebuie să facem ceea ce putem să facem noi aici prin gesturile noastre simple. Să nu încercăm mărețe gesturi de luptă mucenicească, ascetică, poate chiar de, deși să le căutăm, nu trebuie să ne punem absolut toată speranța că le vom și dobândi. În fond, sunt niște daruri. Ceea ce trebuie să facem noi este să căutăm să facem lucruri mici, asemenea sfinților. Mici, fără să deznădăjduim dacă nu vom ajunge la o asemenea apropiere asemănătoare sfinților.